Un băiețel de nici 2 ani s-a prăbușit de la etajul 1 al unui local din Vaslui. Era acolo cu mama sa, dar femeia părea mai preocupată să joace biliard decât să-l supravegheze, spun martorii. Copilul a deschis un geam și a căzut peste pervaz. Acum are nevoie de o minune să-și revină, spun medicii. Copil de la etajul 1. Nu era nesupravegheat. Mama, speriată? Da, plângea. Femeia a ieșit cu fiul ei, care n-a împlinit încă 2 ani, într-un local din oraș. Acolo a început să joace biliard și l-a pierdut pe cel mic din ochi pentru câteva clipe. A fost suficient să se întâmple o nenorocire. Într-un timp foarte, foarte scurt, copilul s-a dus și s-a repezit cu mâinile în geam. Copilul a deschis geamul de la nivelul podelei și s-a prăbușit pe caldarâm de la aproape 4 metri înălțime. Cum era copilul, l-ai văzut? Era... avea sânge pe la guriță, atâta. Și plângea. Era conștient, plângea, n-a fost conștient deloc, nu și-a pierdut funcția. L-au luat și l-au pus pe o măsuță. De pe targa improvizată l-au luat medicii și au pornit în grabă către Spitalul Județean de Urgență. Cum e copilul, bine? După computer tomograf și examene de specialitate, s-a hotărât trimiterea copilului cu elicopterul la Clinica de Neurochirurgie Iași pentru tratament de specialitate. Trebuie să iau oxigenul? Nu, gata, luăm oxigenul. Luați oxigenul un pic și se ridică. Da. Viața i-a fost pusă în pericol? Da, din păcate viața i-a fost pusă în pericol și va trece printr-o operație care înseamnă continuarea acestui pericol. Pentru asta, mama sa trebuie să le dea explicații polițiștilor. Doamne, ce s-a pus acolo copilul? Polițiștii biroului de investigații criminale Vaslui au efectuat cercetarea la fața locului și urmează să audieze mama pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs acest incident. Băiețelul de nici 2 ani a fost operat deja de medicii din Iași. Aceștia spun că este nevoie de un miracol ca să supraviețuiască.